Selma Lagerlöf, minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia. Partea a doua, capitolul 8. Vulturul Gorgo. Într-o vale de munte. Colo sus, în vârful munților din Laponia, cocoțat pe marginea unei stânci, se afla cuibul unui vultur. Cuibul era făcut din rămurele uscate de brazi și molizi, așezate unele peste altele într-o rânduială desăvârșită și trainică. An de an, cuibul fusese dres și întărit. Era mare de 2 metri lățime și aproape la fel de înalt cât o colibă. Stânca pe care era cocoțat cuibul se înălța deasupra unei văi întinse, unde se lășluiau pe timp de vară gâștele sălbatice. Era un adăpost numai bun pentru ele, căci era bine ascunsă între doi munți, încât nimeni nu avea cunoștință de ea, nici măcar Laponii. În inima acestei văi se găsea un lac mic și rotund, doldora de hrană pentru boboceii de rață și un loc minunat în care gâștele să-și dureze cuiburile cu țărmurile lui împânzite de sălci și mestece în pitici. Dintotdeauna vulturii locuiseră pe stânci, iar gâștele jos, în vale. Nu trecea an în care vulturii să nu mai răpească câte o gâscă sau două, dar se fereau să ia prea multe ca să nu le facă să plece din vale. La rândul lor, gâștele sălbatice vedeau în vulturi niște ajutoare pe măsură. Or fi fost păsări răpitoare, dar le țineau și pe altele asemenea lor la distanță. Cu 2 ani în urmă, ca Nils să-și înceapă călătoria cu gâștele sălbatice, Aca din Chebnekaise, conducătoarea cârdului, se afla la poalele muntelui privind în sus către cuibul vulturilor. Vulturii aveau obiceiul de a porni la vânătoare după răsăritul soarelui în toate verile cât stătuse în vale, Aca îi urmărise zi de zi atunci când își luau zborul, tocmai pentru a vedea dacă își caută prada prin vale sau pornesc către alte locuri de vânătoare. Nu a avut mult de așteptat înainte ca vulturii să-și părăsească cuibul de pe marginea stâncii, se înălțară în văzduh, falnici și se mână în teroare. Se îndreptară spre câmpie, așa că Aca răsuflă ușurată. Vremurile pe când dura cuibul și creștea pui trecuseră de mult pentru bătrâna gâscă, astfel că își petrecea verile umblând de la un cuib la altul și dând sfaturi despre clocitul ouălor și îngrijirea bobocilor. Pe lângă acestea, mai era și cu ochii în patru după vulturi, vulpi, bufnițe și alți dușmani pe care îi socotea primejdioși pentru gâștele sălbatice și puii lor. Pe la amiază, Aca se puse din nou la pândă după vulturi. Așa făcea în fiecare zi, în toate verile de când poposeau în vale. Putea să spună numai după zborul lor, dacă vânătoarea mersese bine, simțindu-se în acel caz ușurată că cei dragi ei sunt în afara oricărui pericol, însă în acea zi nu-i văzut pe vulturi venind înapoi. Voi fi îmbătrânit și m-am prostit de tot, gândi ea după ce așteptase o vreme. Probabil că vulturii s-au întors de mult. Pe după amiază privi din nou înspre cuib, așteptând să vadă vulturii cocoțați pe buza stâncii, acolo unde își făceau de obicei siesta. Spre seară, când știa că se scăldau în lacul de pe fundul văii, încercă din nou să-i vadă, însă în zadar. Se plânse din nou de faptul că îmbătrânea. Se obișnuise la gândul că vulturii se găseau în cuibul de deasupra ei și nu-și putea închipui că nu se mai întorseseră. În următoarea dimineață, Aca se trezi cu noaptea în cap pentru a-i urmări pe vulturi, însă nu-i văzu. Însă în liniștea dimineții auzi un strigăt furios și tânguitor, ce părea că vine din cuibul vulturilor. S-o fi întâmplat ceva cu vulturii? Se întrebă în sinea ei. Își deschise larg aripile și-și luă zborul numai decât, înălțându-se sus în văzduh pentru a vedea cât mai bine în cuib. Nu era niciun vulture. În cuib nu se afla decât un pui golaș ce țipa de foame. Aca se lăsă în jos, în cuibul vulturilor, încet și șovăitor. Era un loc înfiorător. Se putea vedea limpede ce fel de păsări trăiau în el. Peste tot erau împrăștiate numai oase descărnate, pene însângerate, fâșii de piele, capete de iepuri, ciocuri de păsări și gheare de portârnichi. Până și puiul, care se afla drept în mijlocul rămășițelor,
Era o priveliște cât se poate de respingătoare, cu ciocul lui mare și larg deschis, cu trupușorul diform și zbârcit și cu aripile lui încă necrescute, unde în locul viitoarelor pene se ivea ceva asemănător cu țepii. În cele din urmă, Aca își învinse repulsia și se așeză pe marginea cuibului, uitându-se neliniștită în toate direcțiile, căci se aștepta ca vulturii să se întoarcă din clipă în clipă. Bine că ai venit cineva până la urmă, țipă puiul de vulturi, adu-mi numai decât ceva de mâncare. Ușurel, ușurel, îi spuse Aca, spune mai întâi unde sunt părinții tăi. Asta aș vrea să o știu și eu. Au plecat ieri dimineață, lăsându-mă doar cu niște șoricei să-mi țină de foame. Îți închipui că i-am mâncat de mult. Rușine să-i fie mamei că m-a lăsat să mor de foame. Aca a început să creadă că vulturii or fi fost împușcați și se gândi că dacă l-ar lăsa pe puiul ăsta să moară de foame, ar scăpa de pacostea asta de păsări de pradă odată pentru totdeauna, însă nu-i stătea în fire să nu-i poarte de grijă puiului ăsta părăsit, atât cât i-ar fi stat în putere. Ce stai și te holbezi? Se răsti puiul. Nu m-ai auzit? Vreau mâncare. Aca își luă zborul și se lăsă în jos spre micul lac din vale. O clipă mai târziu se întoarse la cuibul vulturilor cu un păstrăv în cioc. Puiul își pierdu cumpătul când i-a zvârlit peștele în fața lui. Crezi că pot să mănânc așa ceva? Strigă el, dând peștele la o parte și încercând să o lovească pe Aca cu ciocul. Adu-mi o găinușă sau un șoarece. M-ai auzit? Aca își întinse gâtul și îl ciupi pe pui după ceafă. Uite ce e, spuse bătrâna gâscă. Dacă eu o să-ți aduc de mâncare, tu trebuie să te mulțumești cu ce-ți dau. Părinții tăi au murit și nu mai au cum să te ajute. Dar dacă-ți convine mai bine să rămâi aici și să mor de foame, așteptând după vreo găinușă sau un șoarece, n-ai decât. Eu n-am să te opresc. După ce rostia aste vorbe, plecă și nu se mai întoarse la cuib vreme îndelungată. Dar când o făcu, puiul de vulturi mâncase peștele, iar când i-a aduse un altul, îl înghiți dintr-o bucătură, deși se vedea limpede că e silă. Aca se înhămase la o treabă dificilă, vulturii nu se mai întorseseră și ea se văzu nevoită să-i găsească de-a legurii puiului de una singură. Îi aducea pește și broaște și se părea că îi priesc, căci crescuse mare și puternic. Curând nu-și mai aduse aminte de părinții lui și își închipui că Aca este mama lui. La rândul ei, gâsca ținea la el ca și cum ar fi fost puiul ei. Se străduia să-l crească bine, dezvățându-l de cruzimea și îngânfarea lui. După câteva săptămâni, Aca băgă de seamă că începuse să năpârlească, vreme în care nu ar mai fi putut zbura. O lună nu ar mai fi în stare să ducă de mâncare puiului, iar acesta ar fi murit de foame, așa că într-o bună zi spuse: Gorgo, de mâine nu mai pot veni la tine cu pește, totul ține acum de tine. Ai curaj să te avânți până în vale? Căci eu nu o să mai pot continua să-ți aduc de mâncare, fie că alegi să mor de foame, fie că zbori până în vale, oricum ar fi, te-ar putea costa viața. Fără nici cea mai mică șovăire, puiul de vulturi veni la marginea cuibului, nici nu aprecie bine distanța până jos, că și deschise aripile micuțe țâșnind în văzduh. Se rostogoli de câteva ori în aer, însă izbuti să-și folosească aripile și ajunse jos în vale, aproape teafăr. Gorgo își petrecu vara, colo jos în vale, în compania bobocilor de gâscă și fu un tovarăș de nădejde pentru ei. Din moment ce se credea el însuși un boboc de gâscă, se străduia să trăiască după felul lor. Când înota un lac, acesta îi urma până când era cât pe ce să se nece. Era tare rușine că nu putea să învețe și el să înoate și se duse la Aca să se plângă de neputința lui. De ce nu pot și eu înota ca ceilalți? Întrebă el. Ghearele tale au crescut prea ascuțite cât timp ai stat pe stâncă, iar ciocul ți-e prea greu, îi răspunse Aca, dar vei ajunge oricum o pasăre de ispravă. Aripile puiului de vulturi crescură în scurtă vreme, suficient de mari, cât să-l poată purta în zbor. Însă își dădu seama de acest lucru abia când sosi toamna și bobocii de gâscă învățau și ei să zboare. Îi venise și lui vremea să se mândrească, deoarece era neîntrecut la această îndeletnicire. Tovarășii lui nu zăboveau prin văzduh mai mult decât aveau nevoie, însă el stătea chiar și o zi întreagă,
desăvârșindu-și deprinderea în ale zborului. Până acum nu băgase câtuși de puțin de seamă că nu era gâscă, însă continua să observe o mulțime de lucruri care lui meau și o tot scâia pe Aca cu întrebările. De ce găinușele și șoarecii fug din calea mea și se ascund când îmi văd umbra pe stâncă? Întreba el. Când le văd pe gâște, nu se feresc de ele. Aripile tale au crescut prea mari cât ai stat pe stâncă, îi răspundea Aca. Din pricina lor se tem bietele viețuitoare. Dar nu te întrista din cauza asta, vei ajunge oricum o pasăre de ispravă. După ce învăță să zboare, Gorgo se deprinse să pescuiască și să prindă broaște de unul singur, din când în când cădea din nou pe gânduri. Cum de mănânc eu pește și broaște? Întrebă el. Ceilalți boboci nu mănâncă. Pentru că nu am putut să-ți aduc altceva de mâncare cât timp ai stat pe stâncă, îi răspundea Aca. Dar nu te întrista, vei ajunge oricum o pasăre de ispravă. Când sosi toamna, iar gâștele sălbatice se pregăteau de plecare, Gorgo se alătură cârdului, crezând în tot acest timp că este ca ele. Văzducul era împânzit de păsări, ce se îndreptau către miază zi și mare vâlvă se iscă atunci când o văzură pe Aca cu un vultur în cârdul ei. Gâștele sălbatice erau tot timpul împresurate de păsărime curioasă ce nu puteau să nu-și exprime zgomotos uimirea. Aca le ruga să tacă, însă era cu neputință să pui frâu atâtor pliscuri sparte. De ce îmi spun că-s vultur? Întrebă Gorgo, în repetate rânduri, cu o supărare crescândă. Nu vă doare că sunt o gâscă sălbatică? Nu sunt un prădător care vânează alte păsări. Cum de îndrăsnesc să-mi dea un nume atât de urât? Într-o zi zburau deasupra unei ocrăzi unde se aflau multe găini ce ciuguleau de zor pe o movilă de gunoi. Un vultur, un vultur, țipară găinile și începură să fugă care încotro să se ascundă, însă Gorgo, care auzi vorbindu-se de vulturi ca fiind niște păsări nemiloase, nu-și putu stăpâni cumpătul, își întinse aripile și se îndreptă ca o săgeată spre pământ, înfigându-și ghearele în una dintre găini. Îți arăt eu ție că nu sunt un vultur, țipă înfuriat, lovind-o cu ciocul. În aceeași clipă au auzit pe Aca strigându-l și se întoarse la cârd ascultător. Gâsca sălbatică se apropie de el și îl dojeni. Ce te-a apucat? Strigă ea lovindu-l cu ciocul. Aveai poate de gând să faci fărâme, beata găină? Însă vulturul îndură dojana gâștei fără să crâcnească, iar asta iscă numai râsete, ci bagiocură din partea păsărimii din jur. Vulturul auzi prea bine și se toarse spre Aca cu flăcări în priviri de parcă ar fi vrut să o atace. Se răzgândi iute și, bătând de câteva ori din aripi, se avântă în văzduh atât de sus că nimeni nu-l putea ajunge și își continuă drumul de la înălțimea aia cât îl zăriră gâștele. Două zile mai târziu se întoarse la cârd. Știu ce sunt, îi spuse el lui Aca, și de vreme ce sunt un vultur trebuie să trăiesc ca unul, însă cred că totuși putem rămâne prieteni. Nu te voi ataca niciodată, nici pe tine și nici pe ai tăi. Dar Aca își pusese în minte să facă din el un vultur blând, care nu face rău nimănui și nu voia să-i facă pe plac. Crezi că eu vreau să fiu prietenă cu unul care își mănâncă semenele? Îl întrebă ea. Du-ți viața după cum te-am învățat și vei putea continua să călătorești alături de cârdul meu și de acum înainte. Amândoi erau mândri și încăpățânați și niciunul nu era dispus să cedeze. Totul l-a sfârșit cu Aca. Ea interzise vulturului să se apropie de ele. Era atât de supărată pe el, încât niciuna dintre gâște nu îndrăsnea să-i rostească numele de față cu ea. Din acea zi, Gorgo cutreieră prin țară de unul singur și ocolit de toți, așa cum se întâmplă păsărilor răpitoare, era deseori abătut și ducea dorul zilelor când se credea o gâscă sălbatică, jucându-se cu bobocii zglobii. Printre animale avea faima unei păsări curajoase. Se spunea despre el că nu este teamă de nimeni, în afară de mama lui adoptivă, Aca. Și se mai putea spune că nu făcuse niciodată rău vreunei gâște sălbatice.